Ne-am pus acum dinți 9.000 de lei și am scris la asistență socială, sunt de 9.000 de lei, deci, pentru că de ce am scris? Din cauza și ea că eu luat și o scris că pentru dinți la invalid și la pensionari, un întreag și 4 milioane buget. De ea, asta de aia. Și am luat și am scris acolo aia și mi-a dat 500 de lei și m-a refuzat la dinți, spate joc de mine. Și m-a refuzat, nu le-am luat. Și vă spun acolo că dreptatea, mai ales acum, nu va fi. Pe atunci ceva era, eu am un măsocot cum era, și eu puneau la pușcării, pe toți îi puneau la pușcării, care erau împotriva asta comuniștilor, pe toți îi puneau, le găsau pricini la toți. Pentru, îi puneau acolo pentru un sac de porumb de acolo, o sumcă de poamă, 4 ani de zile, pușcării puneau. Și oamenii de-a se temeau cu frica, nici nu mai puteai vorbi, nici nimic. Asta era, dar asta a făcut Brejnev tot. La Hrușov era bine. Eu țin minte, 4 ani de zile cât am stat în tehnicum, atunci a fost viața mea, restul viață n-am mai avut. Toată lumea tânjește după vremea când era tânăr, când era student, era pentru frumos. De ce cauză? A venit un Ghimpu, a venit de ești care a stricat țara. Și Ghimpu ăsta... Ghimpu Gheorghe? Gheorghe Ghimpu și el a fost om. Și el a fost frate, om. Frate, Mișa? Da, frate, ăștia ești un trădător. Și a venit Roșca, nu ar vedeți Roșca. Acum poliție, au luat și au pus poliție plină Moldova de poliție, da? Polițiștii cei buni au dat afară și acum sunt poliție tare multe, poliție multe. Un 5-6% polițiști de cei care ține cu regimul lui Plohotniuc. Restul sunt oameni cinstiți, toți polițiștii. Crezi că așa de mult? Toți sunt cinstiți. Așteaptă muia poate dacă s-ar apărie acolo în Ministerul de Interne, dacă ar, și nu a fost plugarul, natur, plugarul, mi-amintesc, pe anii 90. Dacă Ministerul Securității, nu? Da. Dacă ar și unul de acolo, care toată puterea în poliție, procuratura nu poate face nimic, judecătorii astupă tot, și vedeți, nu-i zi la televizor și nu arete. Nu-i zi acolo, că o prins pe celălalt poliție și mascat, îi prind. Și dacă l-am găsit vinovat, asta îi dăm atâta ani. Păi, dar pe câți ani întregi? Dar de ce nu spun? Câți ani i-au dat la cei care i-au prins? Nu spun nimic. Pentru că de ce? Se duc, polițiștii îi prind, îi dau la judecătorii, la judecător. Dar judecătorii iau și astup și le dă drum acasă. Și polițiștii acum, și țărmanii la cântar, ce să facă? O bucățică de pâine trebuie să o mănânce? Da? Că nu au unde se duce. Din coașe trebuie să apere, bandiții îi țin. Le dau salariu. Și la noi haos în țară. Acum, dacă or mai intra Plohotniuci înapoi, or intra toată sistema asta care este și în 24 februarie, țara noastră e pierdută toată. Uitați-vă Dodon ce-a făcut. S-a dus anii trecuți, se ducea la Moscova, la Putin, o luat și s-a înțeles cu Putin ca pe oamenii și ea să ia supreze care lucrau. Le-a dat 60 de zile numai să lucrez acolo și pe urmă să duc acasă. Dar oamenii aveau de lucru acolo, un alt și eu mai rămas. Asta a fost tot politic. Au făcut asta, Dodon cu Putin s-a înțeles ca pe dânsi și eu luat și eu sancționat pe mulți acolo, spun că 270.000. Și acum mai reabilitează, vă dați seama și reabilitează. Eu sancționat pe toți și am reabilitează. Eu să vin acasă și așa se facă, de frică, asta l-a leagă pe Dodon. 270.000. Crezi că de asta au făcut intenționat? Dar păi nu se vede și nu trebuie să fii proroc, domnule. La ce s-a dus Putin, asta la Putin, doar cu Zinaide Greceanu, se duceau toată vremea.
2 ani de zile umblat la dânsul și înainte de a alege președinte, de a fi președinte. Doar el umbla la Putin. Și acolo au gătit tot. Aici nu trebuie să fii prorocul. Când ești așa, ce-a făcut el? De unii s-a luat asta că 3 luni de zile se le dea la moldoveni și se duc acasă și iar se duc. Unde asta? Nu era până la Dodoniști. Oamenii se duceau rușii, asta la Rusia, se duceau moldovenii, lucrau ani întregi. Eu știu oameni care lucrau, știi, 12 ani. Și țărmani, uite acasă, tot țărași. Și așa că asta e tot făcut, tot merge scris tot. S-au găsit amui un Poroșencu, că nu știu, eu s-au socot, erou al socot. Care se apere țara. Dar la noi e trădător. Ia că eu văd pe tot la radio, cum mai găsesc și pe mulți șpioni la noi. Spun la televiziune că șpioni au găsit în Rusie o femeie și nu știu pe cine, și un deputat șpion. Și au spus oamenii ăștia de eu găsesc șpioni. Și secreturi au dat la noi. Dacă la noi e sărăcie, care și-ți mai spui altceva decât sărăcia? Poate ăsta e secret, nu știe lumea că suntem sărași. Păi, și bețiv și corupți. Dar păi eu nu, dar lumea nu se vede și secret au putut spune, de secret. Și de greceană aia, vă dați seama, greceană aia, au fost deportată ca și soția mea. Ca și soția mea a fost deportată. Și are, dacă nu greșesc, eu am scris o hârtie. Da, e povestit, mă, tam, parcă are pensie da. De câteva da. Ori mai mare decât soția. Voronin de 22 de ori, 19 ori greșeală. Au făcut același tehnicum ca matașă? Același tehnicum, aceeași specialitate. Și lumea săracă, lumea vai de steaua oricum trăiesc, dar uitați-vă și a venit vremea cât te să ieși din casă. Hai să nu ne temem, să ne încurajăm. Asta e.